Ceremonia a avut loc în satul natal al marelui compozitor Ciprian Porumbescu, la exact 45 de ani de la începutul filmărilor peliculei de neuitat, unde actorul Vlad Rădescu a debutat ca protagonist. La început, după cum ați fost informați din programele difuzate, avem un eveniment deosebit, mai precis, decernarea titlului de cetățean de onoare a domnului profesor conferențiar Dr. Vlad Rădescu. Și îl invit cu această ocazie în scenă. Bună ziua și bine ați venit din nou la noi. Deoarece domnul Vlad Rădescu, pentru cei care nu știu, a jucat rolul lui Ciprian Porumbescu în filmul lui Ciprian Porumbescu. De aceea, noi trebuie să reparăm o greșeală făcută, să nu spunem greșeală, o eroare făcută de atât timp, care nu s-a putut da un titlu de cetățean de onoare celui care a jucat rolul și l-a reprezentat cu briu pe Ciprian Porumbescu în film. Noi, împreună cu Consiliul Local, eu împreună cu Consiliul Local și aprobarea Consiliului Local, am hotărât în unanimitate să decernăm titlul de cetățean de onoare al Comunei Ciprian Porumbescu, începând din acest moment va fi cetățeanul din Ciprian Porumbescu. Iată, mai bine mai târziu decât niciodată. Îi mulțumesc domnului primar, vă mulțumesc pe și dumneavoastră tuturora. Sunteți posesorii unei șanse unice să locuiți și să trăiți aici, în locul ăsta hărăzit de Dumnezeu, în locul unde s-a născut Ciprian Porumbescu, unde a trăit, unde și-a împărtășit ideile cu colegii lui de generație, în locul unde a încercat prin muzica lui, prin ideile și prin lupta lui să facă scut în fața primejdilor care pândeau pământul și poporul românesc. Noi când am făcut filmul nu am făcut altceva decât să ne alăturăm acestui scut. Și dacă ne gândim la zilele de astăzi, care sunt atât de întortocheate și politica vremurilor, politica celor mari, care încearcă să calce pe grumajul celor mici, terorismul, acțiunile criminale care până și ieri au avut loc în Europa, trebuie să ne adunăm, să ne solidarizăm și să fim concetățeni, nu numai noi cei din Stupca, mă consider că sunt concetățeanul dumneavoastră aici în Ciprian Porumbescu, începând de azi, să fim concetățeni cu toți românii și, de ce nu, cu toți europenii, cel puțin. Vă doresc o sărbătoare frumoasă în continuare astăzi și mâine de Rusalii. Mulțumesc și părinților de la biserică, cei care au ținut o slujbă atât de emoționantă, de pomenire, corului din Câmpul Lung, care a venit și a ne-a onorat cu armoniile sale, care ne-a readus în aminte notele și fermecătoarele cântece scrise de Ciprian și sper să nu-l uitați pe Ciprian niciodată și să joace în viața voastră un rol atât de important cum a jucat, fără să vrea, în viața mea. Îi sunt dator și vă sunt dator dumneavoastră. Vă mulțumesc! Și eu mulțumesc, domnule Vlad Rădescu, în numele locuitorii Comunii Ciprian Porumbescu, să fiți alături de noi și eu duc mesajul locuitorilor să fiți sănătoși, să ne vedem și în fiecare an, dacă aveți posibilitatea, la noi, la Ciprian. Voi fi întotdeauna, mi-ați promis un loc de veci aici. Dacă dumneavoastră doriți, și asta se poate. La manifestare a participat și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a transmis un bun venit cetățeanului de onoare, Vlad Rădescu. Deci suntem la Stupca, la Festivalul Internațional Ciprian Porumbescu. Vreau să îmi exprim bucuria și să urez bun venit cetățeanului de onoare, Vlad Rădescu, aici la Stupca. Am venit cu mare drag, suntem în a treia zi a Festivalului Internațional Ciprian Porumbescu
și când, dacă nu acum, cu ocazia acestui festival, trebuia să ne întâlnim cu cel care acum 45 de ani juca rolul principal, Ciprian Porumbescu. Bun venit în Bucovina, bun venit la Stupca, la Suceava, domnule Vlad Rădescu. Sunt foarte bucuros că ne-am întâlnit aici, sunt bucuros că ați primit titlul de cetățean de onoare la Ciprian Porumbescu acasă și vă felicit. În al doilea rând vreau să îi adresez maestrului invitația pentru 24 iunie să vină la Suceava la festivalul următor, festivalul Ștefanian, pentru că se leagă Ciprian Porumbescu, Stupca, de Putna, de festivalul în premieră Ștefanian. Mi-a promis că va veni și Vladimir Găitan, vor fi și alte personalități culturale legate de Bucovina prezente la acest mare festival Ștefanian și cred că merită nu multe cuvinte, ci fapte, noi cei de aici în Suceava să facem pentru cei care sunt legați de zona noastră. Și când vorbim de Ciprian Porumbescu, mă gândesc și deja am vorbit și în toamnă, când vom avea o ședință comună la Cernăuț, Consiliul Județean Suceava, Consiliul Regional Cernăuț, mă refer, cele două mini-parlamente a Bucovinei întregi, să îi invităm și acolo să facă o prezentare, pentru că ne leagă de Cernăuți multe, iar pe Ciprian Porumbescu l-au legat foarte multe. Consiliul Județean Suceava este onorat. Vom discuta în data de 24 iunie mai multe lucruri despre planurile de viitor ale noastre în legătură cu maestru Vlad Rădescu, pentru că dacă l-am împământenit aici, l-am legat de Stupca, trebuie să-l legăm și de Suceava și de Bucovina. Este o mare onoare pentru noi și o mândrie să-l avem în mijlocul nostru. Mă bucur de revedere, mă bucur de toate aceste planuri, proiecte pe care le aveți și care vor aduce, sunt sigur, Suceava în prim planul vieții culturale din România. Suntem datori înaintașilor noștri cu acest lucru. Evenimentul de duminică din comuna Ciprian Porumbescu, o recunoaștere a talentului și profesionalismului lui Vlad Rădescu, nu a făcut altceva decât să confirme calitățile sale ca actor, animator cultural și pedagog în sfera învățământului vocațional, exprimate pe plan național și internațional mai bine de 4 decenii.